Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit la ZEFE, deschiderea de astăzi. Alături de mine este astăzi prin telefon Aurel Bernat, director general al BT Asset Management, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri mutuale din România, care administrează active totale de aproximativ 4 miliarde de lei. Aurel, te salut, îți mulțumesc pentru prezență. Salut, îți mulțumesc și eu de invitație. Aș începe discuția de astăzi cu un rezumat al ședinței de tranzacționare de ieri. Datele BVB arată un rulaj total de 31,6 milioane de lei, deci sub jumătate din media zilnică, o evoluție ușor pozitivă pentru BET de 0,04%, iar dacă ne uităm în topul lichidității, Banca Transilvania a fost cea mai tranzacționată acțiune, 6,2 milioane de lei, o scădere a acțiunilor de 0,5%, iar următoarele au fost OMV Petrom, tranzacții de 1,7 milioane de lei și un plus de 0,5%, respectiv fondul proprietatea cu 1,3 milioane de lei tranzacții și o apreciere de 0,22%. Aurel, cum ai văzut ședința de ieri? Ca de început de săptămână, într-o lună în care totuși trebuie să avem în vedere că sunt concedii. Dar una peste alta e firească, chiar dacă volumele nu au fost mari. Există o piață cu lichiditate bună pentru jucătorii care sunt în momentul de față și nu aș spune că e ceva senzațional legat de prima zi a săptămânii. Ok. Avem în topul creșterilor Altur, Slatina, 3,28% plus, Transelectrica, apreciere de 1,65%, Medlife, plus 1,54%, iar la polul opus, Compa Sibiu, cu o scădere de 2,1%, Biofarm, minus 1,3% și Nuclear Electrica, scădere de 1,17%. Rulaje destul de scăzute, nu trec de 300 de lei la creșteri, dacă mă uit, respectiv 900 de mii de lei la scăderi în cazul Nuclear Electrica. Despre dinamici ce pot spune? Mie partea aceasta de rulaje nu cred că este întru totul relevant și încă o dată mă refer la momentul la care ne uităm. În primul rând că vorbim de un august, în al doilea rând eșantionul de companii alese, nu neapărat sau nu toate dintre ele fac parte din blue chips-uri care în mod istoric aduc rulaje ridicate. Deci una peste alta, eu nu cred că în momentul de față neapărat rulajele sunt relevante. Suntem într-o perioadă de raportări financiare ale companiilor de jumătate de an și cred că acest aspect este mai important decât rulajele efectiv realizate multe dintre ele. Cu ce ochi ai văzut sezonul raportărilor semestriale din acest an, până acum, dintre emitenții de la BVB care au raportat? Cu un ochi foarte bun, oarecum în ton cu așteptările, pentru că alături de creșterile economice de care discutăm, se vede și în realitatea companiilor că există rezultate. Aș diviza puțin discuția noastră în două segmente, una dintre ele este legată de piața locală și alta de piața europeană sau globală. Dacă e să mă uit la cea locală, avem o zonă neutră până acum de raportări dintre companiile de utilități, respectiv pozitivă în zona financiară a celor care au raportat până acum. Așadar, una peste alta, cred că sezonul acesta de raportări va fi unul bun pentru companiile locale. Și unul foarte bun se arată pentru cele din zona europeană, în special din zona financiară. Mi-aș fi atras atenția faptul că 97% dintre băncile care au raportat
din stocks 600 au avut raportări peste nivelul așteptărilor analiștilor, ceea ce este un semn bun că economia funcționează în ciuda acestui val 4 de care foarte multă lume vorbește. Realitatea ne arată că economic lucrurile stau suficient de bine. Având rezultatele acum pe masă, ce strategie ar fi indicat să urmărească investitorii în a doua parte a anului? Cred că aici foarte important este cum ne setăm noi ca investitori așteptările vis-a-vis de a doua parte a anului. Cred că rezultatele acestea bune, mai ales într-un context global, ne vor aduce în continuare rezultate bune. Cu toate acestea, venim după un an și un început sau o jumătate de al lui 2021 extrem de bună și e important să fim setați moderat pe așteptările viitoare, chiar dacă rezultatele vor fi bune. Ce văd în ultima vreme la nivelul investitorilor este gradul de așteptare care este ridicat. Și într-o piață cum este aceasta, în care zilnic vedem știri de depășire de noi maxime, respectiv așteptări ridicate, cred că cel mai bine este să avem încredere în continuare în piață, dar nivelul așteptărilor să nu fie același ca ratele de recuperare de până acum. Diversificarea cred că va fi extrem de importantă, să ne uităm în special la companiile de value. Asta e un subiect pe care, datorită vouă și intervențiilor din trecut, l-am mai spus și până în prezent. Adică să ne uităm la acele companii care conferă stabilitate prin dividend și pe care putem conta pe termen lung. Ca o concluzie la întrebarea ta, spune să ne ajustăm așteptările, să nu considerăm că ultimul an este neapărat relevant pentru evoluția viitoare. În același timp să avem liniștea că rezultatele companiilor intern și pe plan extern vor confirma în mare parte așteptările noastre sau chiar le vor întrece și să fim cât se poate de diversificați. Și spuneai tu mai mult companii value în, mai degrabă decât companii de creștere, de tip growth. Da, în ultima perioadă, mai ales de la începutul anului, dacă ne uităm, cam zona de value investing a fost cea care a performat mai bine. Este și firesc. De obicei, după crize de moment, cele companiile de growth sunt cele care atrag investitorii, dar în momentul în care vin cifrele în confirmarea unei direcții sustenabile de creștere, atunci atenția investitorilor trece către companiile de value investing. Deci e un mecanism, din punctul nostru de vedere, cât se poate de firesc și aici ar trebui în continuare să ni se oprească atenția. Lucru de altfel confirmat inclusiv în rândul fondurilor pe care noi le administrăm și dau un exemplu simplu, indicele ROTE-X, pe baza căruia noi avem un fond în administrare, a avut o performanță de aproximativ 25% de la începutul anului, mai ridicată decât eventualele produse sectoriale cu diverse zone investiționare predefinite. Blue Chips-uri, Value Investing și România, asta a fost câștigătoare de la începutul anului și cred că va fi și pentru perioada care urmează. Vorbeam mai devreme de marile companii listate sau cele de pe segmentul principal și la începutul săptămânii trecute, piața principală a Bursei de Valori București a trecut de 200 de miliarde de lei capitalizare, fiind pentru prima oară peste acest prag și am calculat eu se apropie de 20% din PIB, aproape peste 19%. Cum vezi trecerea acestui prag și ce perspective vezi în continuare pentru companiile listate pe segmentul principal? Aici trebuie să știi că așteptările pe care le avem sunt ridicate din prisma acestei raportări la PIB și nu neapărat așteptându-mă ca ponderea companiilor în total PIB să crească exponențial în perioada următoare, dar direcția clară este aceasta.
și aș duce puțin discuția într-o altă zonă mult mai palpabilă nouă, aceea a fondurilor de investiții. La nivel european, în momentul de față, ponderea fondurilor de investiții în total PIB european este de 125%. Dacă mă uit la ponderea fondurilor de investiții în România, în total PIB, avem în acest moment 2,5% pondere în PIB-ul României. Diferența aceasta, dacă ar fi să se normalizeze între media europeană, respectiv România, înseamnă că, în primul rând, fondurile de investiții vor deveni tot mai căutate și de acum încolo, fapt care de altfel s-a văzut începând cu criza din 2020, când investitorii în mod activ au căutat fondurile de acțiuni, iar creșterea pieței fondurilor de investiții, respectiv a plasamentelor noastre în piața locală, va duce în mod clar la creșterea acestei ponderi. Dacă la această realitate adăugăm fondurile de pensii, adăugăm și investitorii independenți, adică zona de retail care prinde un contur tot mai bun, cred că această pondere este în momentul de față un nivel de referință, acest 20% al BVB în total PIB, dar este o cifră care pe viitor va fi depășită. Continuând discuția tot în zona aceasta a fondurilor mutuale, cum au mers fondurile BT Asset Management în primele 7 luni din 2021? Care au fost cele mai căutate și, în particular, ce pregătiți la BTM, dacă îmi pregătiți ceva? Iau pe rând atunci și vă răspund legat de fondurile pe care în momentul de față le administrăm. Partea de acțiuni a fost câștigătoare și în această jumătate de an. În special piața locală, fondul nostru de indice, respectiv cel axat pe piața austriacă, care e un proxy pentru Europa de Est, au performat cel mai bine, cu randamente de 25% până la 27%. Dar și fondurile sectoriale pe care noi le administrăm în zona energiei, agri, real estate sau tehnologic, și aici randamentele sunt de două cifre, undeva între 10 și 15% pentru fiecare dintre ele în parte. Lucrul acesta, de fapt, ne confirmă că cei investitorii care au avut apetit pentru acțiuni respectiv și au asumat riscul unei eventuale volatilități au avut de câștigat până în prezent. În mod clar, randamentele au fost, uitându-ne și pe perioade mai lungi, de 3 ani sau 5 ani, au fost net superioare pe componenta de acțiuni decât pe cele de venit fix. Cât privește întrebarea ta la ce ne uităm în viitor, avem planuri. Asta e lucrul cel mai important. Dorim să ne lărgim paleta de produse, deși suntem în momentul de față la 16 fonduri de investiții în administrare, o cifră relevantă pentru industria locală de asset management. Cu toate acestea ne uităm spre diversificare, în special în zona fondurilor adresate investitorilor profesionali, instituțiilor financiare, bancare, fonduri de pensii și altele, adică în această zonă mai corporate a business-ului nostru încercăm să venim cu ofertă suplimentară. Ok, o ultimă întrebare. La ce să fie investitorii atenți în continuare? Ce le-ar putea influența investițiile, să zic așa? Acum că tot aniversăm nivele record peste nivele record, cred că e bine să ne uităm în jur, nu neapărat cu prudență, dar cu luare de seamă. Sunt câteva lucruri care sunt relevante astăzi. În primul rând este inflația, de care se discută tot mai mult. O inflație care, atâta timp cât este ținută la un nivel rezonabil, nu i-a spune redus, ci rezonabil, stimulează în continuare investițiile, pentru că investitorii se uită la alternative de a face plasamente și de a nu rămâne cu banii blocați în conturi bancare sau conturi de economii.
Pe de altă parte, m-aș uita la dobânda de referință, unde există anumite voci care menționează viitoare creșteri pentru sau așteptări legate de creșteri de dobânzi de referință. Nu mă refer la noi în mod deosebit, ci așa în contextul zonal, regional, european și nu în ultimul rând din Statele Unite. Și ar mai fi o chestiune care ține de partea datoriei suverane a fiecărei țări, unde vedem în zona Europei de Est o creștere a datoriilor versus PIB, și care acestea trei luate la oaltă, unele dintre ele sunt pot avea efecte pozitive, altele mai degrabă neutre sau negative. Cam acestea ar fi lucrurile la care ar merita investitorii să se uite, iar acest amalgam de trei aspecte, cred că de fapt ne duc la o singură concluzie, și anume, astăzi investițiile trebuie judecate pe termen lung, trebuie judecate cu convingerea trecută ce-i drept că plasamentele în acțiuni sunt favorabile oricăror alte plasamente de venit fix. Și un lucru foarte important pe care îl menționez mereu este investițiile sunt niște plasamente de lungă durată, nu doar de moment. E bine să facem periodic investiții pe măsură ce piețele evoluează. Oricum, viitorul e deschis din punctul ăsta de vedere, dar suntem optimiști în ceea ce îl privește. Bine, Aurel, îți mulțumesc mult pentru discuție. Pe data viitoare. Cu mare drag, mulțumesc, TV. La fel. Încheiem aici ZF deschiderea de astăzi. Am stat de vorbă cu Aurel Bernat, CEO al BT Asset Management. Ne reauzim mâine dimineață la aceeași oră. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi de marți profitabilă. Numai bine! Aleph News. Știu ce spun. Românii au mai multă încredere în guvern decât în biserică. Știți cum e cu încrederea? Se câștigă greu și se pierde foarte repede. Știu ce te interesează. Care COVID, care valul 4, e oficial. România e cea mai relaxată țară din lume. Au dus, de fapt, la ce? La scăderea interesului pentru vaccinare. Valul 4 vine. Știu cum să te fac curios. Inimii nu-i poți dicta. Unul din 10 angajați s-a iubit cu un șef în timp ce un sfert dintre angajați și-au cunoscut partenerii la birou. Dezvăluirile, Mihaele, ai ceva să ne mărturisești? Deocamdată, nu. Știu cum să te emoționez. O șicanare în trafic a dus la moartea unui bărbat. Noi nu avem o lege care să pedepsească comportamentul agresiv. Știu să conving. Am ajuns să facem awareness pentru absolut orice. Proști mai suntem pe planeta asta. Știu să câștig. Long time no see, Hofi. Gata de meci? Nu am nimic împotrivă. Știu, deci știi. Câștigătorul din această seară este... Știu. Caută Aleph News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă.